Doamne, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Pe preasfântă cu roaba lui Dumnezeu Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robului Dumnezeu Ionuț Daniel cu roaba lui Dumnezeu Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robului Dumnezeu Ionuț Daniel cu roaba lui Dumnezeu Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu Ionuț Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Elena cu robului Dumnezeu Ionuț Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Elena cu robului Dumnezeu Ionuț Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Punerea inelelor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate câte sunt și Ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robii Tăi, Ionuț, Daniel și Lilian și Elena, care s-au logodit unul cu altul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robii Tăi, Marin și Liliana, nașii acestor tineri și pentru toți nuntașii care participă la săvârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihană în viață. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cererile cele către mântuire, ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și înfrânciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Stăpâne preasfinte, primește rugăciunea noastră robilor Tăi și fiind aici de față cu ajutorul Tău cel nevăzut, binecuvântează nunta aceasta. Și dă robilor Tăi acestora, Ionuț, Daniel și Elena, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia să viețuiască după voia Ta. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru,
precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Sefora, pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie, pe Iona în pântecele chitului, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste dânsi și bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie, precum ți-ai adus aminte de Sfinții Trei 40 de mucenici, trimițându-le lor cu un din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinții lor, care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi Marin și Liliana, nașii lor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul tău Ionuț Daniel și de roaba ta Elena și binecuvântează pe noi. Dă-le lor roadă pântecelui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre tot lucrul bun și bineplăcuție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească precum luminătorii pe cer întru tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slavă, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintelui. Dă-le lor roadă pântecelui dobândire de prunci bun. Ca ta este stăpânirea și a ta împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț Daniel cu roaba lui Dumnezeu Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț Daniel cu roaba lui Dumnezeu Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț Daniel cu roaba lui Dumnezeu Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. V-ați anunțat? Elena cu robului Dumnezeu Ionuț Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, de la Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus se afla acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a grăit mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujeau, să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, acum scoateți și duceți nunului și ei i-au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau, l-a strigat nunul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a băut mesenii îl pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum.
Astfel și-a început Iisus minunile sale în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut în ele ucenicii lui. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Să te înmulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Amin. Așa. Și tu, mireasă, mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduieli de legi. Ca așa binevoit Dumnezeu. Amin. Doamne Dumnezeu, de la rugăciunea noastră. De aceea, atunci când îi cerem lui Dumnezeu ceva, e foarte important să cerem cu toată atenția și cu toată convingerea. Pentru că în această slujbă a cununiei, toate cererile sunt pentru voi și pentru familia voastră. I-am cerut lui Dumnezeu și cele necesare vieții materiale, pământești, dar i-am cerut lui Dumnezeu să vă împrednicească și de darurile spirituale care să vă îmbogățească și să vă înfrumuseteze viața aceasta pământească și sigur să vă conducă să dobândiți împărăția lui Dumnezeu. I-am cerut lui Dumnezeu
să vă dăruiască prunci bun. Nici nu știu dacă ați sesizat că la un moment dat i-am cerut lui Dumnezeu să ajungeți bătrâneți fericite, bucurându-vă de copiii copiilor voștri. Sigur că toate acestea noi le-am cerut lui Dumnezeu, noi cei care am fost atenți. Dar depinde foarte mult de voi ca aceste cereri să se împlinească în viața voastră. În primul rând, să fiți atenți să vi le doriți. Să vă iubiți unul pe altul, nu să vă stăpâniți unul pe altul așa cum vă îndemna unul sau altul de aici, de lângă voi. Pentru că, Ionuț, nu te-ai căsătorit cu o slugă. Și la fel, nu te-ai căsătorit cu un stăpân. Și voi v-ați căsătorit și v-ați cununat, ați venit în biserică pentru a forma o familie, pentru a căpi o familie. Și ce ține unită o familie? Dragoste dintre voi. Nu dorința omia sau altea de a fi stăpânul celuilalt. Pentru că dacă plecăm în viață cu gândul că trebuie să fiu stăpânul cuiva sau sclava cuiva și așa mai departe, nu se întâmplă nimic frumos. Sigur, va fi o relație trece. Dar între soț și soție trebuie să fie căldura dragoste. Pentru că dragostea bănuiesc că v-a adus aici. Nu? Și atunci, nu contează că îl călcăm pe pantofi sau pe picior ca să fim. Sunt lucruri atât de mărunte și atât de nesemnificative, încât, sigur că vă veți da seama, mai târziu, acum e și conjunctura care este, a început totul mai de dimineață, se va continua, dar luați aminte la ceea ce am cerut Dumnezeu pentru voi. Pentru voi. Și pentru viața voastră și pentru fericirea voastră. V-a dat Dumnezeu copii. Bucurați-vă de el și creșteți-l frumos. Doi, să vă trăiască, ia. Mare bogăție, mare bucurie. Și atunci, iată că dacă nu e dragoste între voi, n-are cum să rodească. De asta, străduiți-vă să vă iubiți unul pe altul și prin copiii voștri să se sudeze și mai mult căsnicia voastră. Și, de fapt, fericirea voastră. Să dea Dumnezeu cât rânduiește el. Acum, dacă au exemplu de la părinți, care părinți probabil că au avut mai mulți copii, vor înțelege. Păi da, știu. Știu, mai de-aia și zic. Să aveți căsnicie fericită, să aveți care sunt chemați să vă călăuzească și să vă dea sfaturi bune, nu din acestea. Asta e tradiție. Bătrânească părinții. Da. Iar părinții trupești sunt chemați să se roage pentru trăinicia familiei. Pentru că spune una din rugăciuni, iarăși, mai am spus, numai nu știu dacă ați auzit, rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Orice părinte își dorește ce este cel mai bun pentru copiii lui. Și atunci, chemarea... Cere la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină ca înluiți, pentru credință și libertate la mulți ani să trăiți. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite. Să trăiți, să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și libertate la mulți ani, să trăiți, mulți ani, mulți ani, la mulți ani. Thank you.
Să vă trăiască, să vă ducă. Să vă trăiască. Puteți continua și cu socru mare. Merge și face un bac, v-ați mers. Cine?